Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la ordinea de zi de data aceasta. Suntem în plină perioadă din nou electorală, de fapt n-am abandonat-o niciun moment, dar spuneam că deja încep să apară ultimile tunuri. Știți că ziceam înainte de primul tur că unii candidați au mai lăsat uh, rezerve prin buzunare, deci atacurile finale vor veni în această perioadă. În același timp, ni se tot promiseasă de președintele în funcțiune Traian Băsescu, ne, pe surse dinspre diverse instituții ale statului, că vom vedea și alte scandaluri gen, gen EADESU. Iată că EADESU a izbunit astăzi cu forță și vreau să vă spun că prima victimă pare să fie Vasile Blaga, cunoscutul buldog din politica românească, fost ministru de interne, fost apropiat chiar consilier al lui Traian Băsescu, cred, într-o perioadă. Ziariștii au reușit, ziariștii la un anumit post de televiziune, au reușit să afle că, cel puțin din dosarul de corupție a liderul Partidul Democrat Liberal, sau fost că știți se numește altfel acum, este acuzat că a luat 80.000 de euro mită în cel mai mare dosar de corupție din România, iar banii ar fi fost folosiți pentru finanțarea campaniei electorale din 2004 a lui Traian Băsescu. Dezvăluirea a fost făcută în fața procurorilor atenție de către un martor în acest dosar. Claudiu Florică, celebru și în dosarul mega deci, făcut în acest Microsoft, în dosarul Microsoft, Claudiu Florică l-a denunțat pe Vasile Blaga, ministru de interne, în perioada când s-a semnat contractul pentru securizarea frontierelor. Asta este adesul, dacă nu, mai va, nu vă mai amintiți, că a luat mită 80.000 de euro. Acum să vă spun cinstit, suma mi se pare derizorie dacă vorbim în, și o să vorbim astăzi și despre Pinalti și despre ceilalți care au rămas. Tot, tot după bratii, deși au încercat să iasă astăzi, vorbind de milioane de euro, 80.000 de, de euro mi se pare un mizilic. Nu că ar trebui și o sumă enormă pentru amăreștenii de rând, dar pentru ei la nivelul șpăgilor de asta mi se pare totuși un mizilic. Dar ce se spune în declarația respectivă? În august 2004 Claudiu Florică s-a întâlnit cu Vasile Blaga și a dat aceste 80.000 de, de euro pentru susținerea fostului Partid Democrat în campania electorală, solicitându-i sprijinul în cazul în care uh, partidul va câștiga alegerile pentru a proteja contractele uh, controlate de acesta. Uh, e vorba de SISIF, mărturisesc că nu știu despre ce e vorba, Microsoft și introducerea firmei, o altă firmă în contractul cu desecurizarea frontierelor. Același martor spunea, că a fost exclus de către Vasile Blaga din circuitele neoficiale de dare și luare de mită, dar că acesta s-a înțeles asupra mitei în mod direct cu o altă firmă care apare acum cu probleme, Siveco România. Deci spuneam, acestea sunt deja informații, apar în toată presa și foarte interesant aș putea să vă mai spun, o să vă mai citesc ceva deci Vasile Blaga pentru a continua contractul cu ADS, dar și să creeze o aparență justificată pentru, justificativă pentru continuarea acestui contract clar ilegal, a solicitat o comisie de anchetă asupra persoanelor care semna contractul în anul 2004 și o comisie de renegociere în care a numit persoane aflate sub controlul său direct prin normale valoarea a fost redusă la 524 de milioane de euro, dar s-a păstrat mecanismul care permitea existența unei valori a contractului mult mai mare. Cu alte cuvinte, a profitului adS exagerat din care urmau să fie plătite mitele către persoanele implicate din ministerul de interne. De fapt se vorbește că foarte mulți generali foarte mulți angajați ai Ministerului de Interne au luat bani frumoși. Interesant că, până la urmă, pe IAD s-au dat vreo 750 de milioane de euro, deci de la 500, au fost la 650, s-a coborât la 524, după aia am ajuns iar la 750 de milioane de euro, o sumă foarte mare. Dar interesant că, iată, sunt din toate taberele, știți că a apărut în zilele trecute mai sunt și alții implicați, foarte mulți chiar fost candidați la prezidențiale, așa că din acest dosar, ricoșeurile acestui dosar, cu siguranță vor mai face și alte, și alte victime și până la urmă ar trebui ca noi să aflăm aceste lucruri, dar cei vinovați să să și plătească pentru, pentru ce au făcut. Pentru că sunt mari averi care s-au creat care s-au creat pe această, pe această, idee. Cum spuneam, arestații din, din dosare, e vorba de, din dosarul uh, Microsoft, Cocoș, Niro, Pinalti, vor rămâne în arest preventiv în alta curte de casație și justiție, aretezată a celor mai cunoscute personaje din dosarul Microsoft. Deci cel puțin cele 30 de zile... De care s-a dat mandatul, vor rămâne, vor rămâne acolo. Acum nu avem de ce să-i să plângem pentru că își merită, am putea spune, soarta după ce lovituri au dat din punct de vedere financiar. Tot apropo de știrea zilei, toată ziua am putut citi amănunte și pe televiziuni. Mărturisesc că la ora aceasta n-am observat dacă între timp a ajuns în țară. E vorba de Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, de fapt actualul, el este suspendat, dar atât, deci să zicem teoretic poate reveni în funcție. Acesta s-a aflat în Statele Unite, s-a încercat extrădarea lui pentru că avea un tratament din ce se spunea de cancer de prostată, a fugit în Turcia, deși americanii, atenție, au refuzat extrădarea lui tocmai pentru că era vorba de niște acte foarte importante din domeniul medical, iar acum aflăm, a fost depistat, reținut în Turcia, el va veni în țară, dar ca un om liber, însă va fi arestat la aeroport, din ce am înțeles, pentru că există mandat pe numele lui, foarte interesant venirea lui Nicușor Constantinescu, iată, cu o zi, două înainte, sau cu o săptămână, înainte de alegerile din turul 2. Pe cine ajută acest lucru rămâne de discutat. Dar faptul că el este adus în țară și a fost, a fost prin Turcia înseamnă că nu are atât de mari probleme medicale. Adică un om care e netransportabil să fugi din America ca să vii în altă țară, mi se pare cel puțin cel puțin forțată această situație. Deci uneva, cineva ne, cineva ne minte. Dar și cu siguranță de data asta nu mai sunt procurorii pentru că dacă ăsta a putut pleca în Turcia, cu siguranță nu era atât de bolnav sau s-a făcut atât de bine, atât de rapid. Știți cum e, e o boală incurabilă, greu greu de aflat acest lucru. Ne-au mai liniștit și autoritățile, apropo vorbeam, țineți minte, și aseară și alaltă seară despre votul din diaspora, ne-au liniștit autoritățile, vom avea mai multe cabine de vot în diaspora pentru turul 2, cel puțin așa a spus Titus Corlățean, ministrul de externe, care a fost și detașat la Londra pe perioada alegerilor și va plăti cu capul dacă mai face una nefăcută. Apropo de ce se întâmplă, ne întoarcem la partea de dosare. Că știți, a fost campanie electorală și acum presa e dominată de două mari subiecte. Pe de o parte, acțiunile DNA, pe partea cealaltă au început din nou știrile de legate de campania electorală a celor doi. Apropo de partea cu dosare, destul de interesantă și care ne-a preocupat în ultimile săptămâni, și nu mă refer la această emisiune, ci mă refer pe toți românii. Aflăm că șefa Siveco, firma aceea de calculatoare care i-a a fost reținută, știți, mai de mult, Irina Socol, președintele companiei Siveco, rămâne în arest la domiciliu, așa a decis Curtea de Apel București. Decizia este definitivă. Socol este arestat într-un dosar de evaziune, prejudiciul depășește 3 milioane de euro. Vedeți cum vorbesc ăștia de milioane de euro? Sau la ce sume se pretează? Uh, Curtea de apel, de, uh, de apel București însă a admis contestația formulată de Irina Socol la decizia prin care a fost arestată preventiv și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Se mai spune acolo că pe durata arestului la domiciliu, inculpata nu va putea părăsi imobilul fără încumvițarea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza inculpata va avea următoarele obligații, atenție, atenție, se va prezenta în fața organului de urmărire penală a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, ori de câte ori va fi chemată, nu va comunica cu cealaltă inculpată, nici cu suspecții care sunt în dosar, va purta un dispozitiv electronic de supraveghere. aici e problema, Că avem această, pe nou cod penal, avem această idee că cel care este arestat la domiciliu, îi se pune un sistem electronic și am văzut prin filmele americane. Legea și judecătorii dau în continuare această enormitate în condițiile în care noi nu avem sistemul de supraveghere, că nu l-am cumpărat. Dar spunem în continuare în hotărâi, că vom avea sistemul de supraveghere. Mă gândesc în instanțele române, n-ar putea ca avocații să atace chestia, dar au tot interesul să meargă pe mâna clientului, dar s-ar putea ataca un act de genul ăsta ca nelegal în condiții în care nu avem, nu avem uh, dispozitivul electronic. Sau ar putea fi chemată poliția, să zicem că bănuiesc că ei îl pun, sau alte guvernul sau mai știu eu cine altcineva care nu cumpără aceste lucruri. Dar, cum spuneam, ares la domiciliu, însă ea poate să meargă în momentul când este solicitată la cercetări dar punem în pariu că nu prea deranjează nimeni. Și vă spun de ce. Noi forțăm chestia aceasta cu are să revin asupra acestei chestii cu arestul preventiv, cu arestul la domiciliu, dar dosarul de cum spunea, știți, Radu Mazăre, după aia trenează. Câteva zile e bum, acela facem, dregem și după aceea lucrurile se mai relaxează. Așa că orică era cu un mandat să nu părăsească România, orică o ții la domiciliu, nu e mare brânză, ar trebui ca dosarele efectiv să meargă mai repede și acel dosar să ajungă în instanță, pentru că, atenție, deocamdată este încă, încă la procurori până ajungem la instanță, până va, vor fi acele perioade, deci până la o condamnare pot fi mulți ani de acum, în, de acum încolo. Și s ar putea ca această luptă anticorupție pe care am văzut-o în ultimile săptămâni, din nefericire să nu ducă la un final atât de la un la un final atât de așteptat, sau în orice caz la un final previ, previzibil. Spuneam, telespecta spuneam prietenilor de pe Facebook că vom vorbi astă seară și despre o altă problemă, a spune o foarte interesantă, chiar aștept și mesajele dumneavoastră în această direcție, dacă vă interesează subiectul. În urmă cu câteva zile, la finalul mandatelor sale, de 10 ani în fruntea Comisiei Europene, Barroso, apropo, are aceia 10 ani cât a avut și Traian Băsescu, și a apărat decizia prin care, în anul 2007, au intrat în Uniunea Europeană în România și Bulgaria. A făcut această remarcă întrebat fiind în ce măsură a fost credibilă extinderea blocului comunitar cu România și Bulgaria, care, atenție, la șapte ani de la aderare, sunt în continuare monitorizate de comisie prin mecanismul de cooperare și verificare, MCV-ul la de care ați auzit, pentru deficiențele sistemelor de justiție. Despre, de justiție. E poate discutăm aici ce ne-a adus nou integrarea în Uniunea Europeană, pentru că știți, avem și am avut și politicieni în această campanie care au avut un discurs anti-european. În Europa, la acest moment, sunt clar cu un discurs anti-european cel puțin doi politicieni. David Cameron, primul, premierul britanii, care, să spunem, are alte motive de a fi puțin împotriva deciziilor Uniunii Europene. Însă Victor Orban este clar antieuropean și această politică începe să dea roade din ce am văzut și în alte țări din Europa, unde chiar și acum câțiva ani, dacă vă mai aduceți aminte de celebru Haider, a, fost, a murit la un moment dat într-un accident, aveau deci, partea aceasta naționalistă, partea extremistă până la urmă, a început să facă un scor foarte bun. Dar până la urmă noi vorbim în cazul României. Pe partea de justiție avem o problemă. Suntem monitorizați în continuare și acum rămâne ca dumneavoastră care v-ați confruntat cu justiția în diverse forme să spuneți cum este. Eu nu simt la acest moment justiția, încă nu o simt, că ar fi ok. Și de ce nu o simt așa, cel puțin asta este percepția, pentru că, pe de o parte, ani de zile s au uitat într-o singură direcție. Pe de altă parte, ne spune europenii, vedem și noi cu ochiul liber, suntem o țară frământată de corupție. Nu putem să negăm acest lucru. De, dacă te duci, de la, a te duci la primărie ca să iei orice act, trebuie să dai ceva, mergi la în sistemul sanitar. Chiar dacă ești asigurat, nu se uită nimeni la tine fără să dai ceva. Deci de la chestiile care se confruntă cetățeanul de zi cu zi, până la chestii foarte mari. Nu știu dacă dumneavoastră credeți, dar eu, cel puțin, mă îndoiesc că licitațiile din România sau o mare parte a lor sunt pe bune sau au fost pe bune în ultimii ani. Pentru că atunci n-ar fi apărut EADS-ul, Microsoft-ul și multe, multe altele. Cum am ajuns ăștia patronii unor firme, mă aminteam într-o altă ediție despre Ion Nicolae și alții, păstăpând pe active enorme ale statului, dacă nu prin corupție și prin alte lucruri. E, acum ar fi de discutat, deci din acest punct de vedere, că justiția încă nu face suficient. A început să facă câte ceva și eu bănuiesc că va duce această muncă până la cap. Ce mă tem, nu este de parte cum se speculează de partea politică, că vezi, doamne, că dacă este unul sau altul se va bloca justiția sau ceva. Nu. Pericolul acesta eu nu-l văd existând. În schimb, putem să avem, că știți cum e și cum a fost și până acum, ne putem trezi cu un dosar. Știți că unii ia condamnare pe câte unul în șase luni i s-a făcut cercetarea parchetului, s-a și judecat, este condamnat. Iar pe alții, sunt, hă, hă, iată, dosare, deci fapte întâmplate încă de acum 10 ani. E adevărat, e foarte greu să demonstrezi o anumită cauză într-un uh, timp foarte puțin. Pentru că, să nu credeți, am auzit acum teorii toate, pe cei în funcții în general, chiar și aici, în Gorj, i-auzi, nu semnez actul acela sau nu sta că poate mă ia de neau. Deci vreau să vă spun, și din ce am văzut, din ce am citit, din chiar am vorbit cu oameni care au lucrat la un moment dat sau lucrează în, în, asemenea structuri, un dosar nu se face deloc ușor, se probează și începe din mai multe, deci sunt mai multe etape, mai multe probe, nu vin dintr-o singură direcție. Pot să-i fac, eu prob, pot să fac eu plângere lucutare că i-am dat șpagă sau știu că a luat șpagă, nu știu ce, dar ei se demonstrează prin altă sau n-a luat o decizie corectă dar dacă nu demonstrezi și partea a doua ca la șpagă, el nu va fi cercetat sau în orice caz nu se va ajunge la un dosar. Trebuie să se, se, supraveghează convorbirile, se caută și alte dovezi, caută martori, sunt toate acestea, e o activitate laborioasă. Din acest punct de vedere îi înțeleg pe procurori. Dar de aici se subînțelege și altceva, la unele persoane chiar nu se atinge nimeni de el. Și îți ridică semne de întrebare. Deci eu îmi, nu am o nelămurire proprie și personală. Am avut, să spunem, țineți minte, o campanie uh, prin 2004, cred că se întâmpla, 2003-2004, construiam sute de săli de sport, multe nefolosite. După aceea, am avut un ministru al dezvoltării care ne-a făcut terenuri de sport în pantă, patinoare, ce ne-a mai făcut uh, astea acele telegondole și toate celelalte care duc nicăiri și toate acestea, astea s-au făcut cumva pe lângă lege. Parcuri în mijlocul pădurii și alte chestii, piscine în mijlocul satului și alte chestii de acest gen. M-aș aștepta ca aceste lucruri să fie cercetate. Măcar cercetate, chiar dacă, să zicem, totul s-a făcut legal, există toate, toate hârtiile în regulă. Cum la fel? Deci, cred, și o să mai vedem dacă... Să spunem așa, timpul îmi va da dreptate. Toată lumea se așteaptă la acest moment că actualul președinte va avea probleme cu justiția după ce va părăsi Cotroceni. Eu mă îndoiesc de acest lucru din două motive. Foarte, foarte logice. Procesele care le-a avut gen, flota și celelalte, s-au rezolvat deja pentru ceilalți și nu se poate da altă decizie. Deci, la flota s-a stabilit că nu există prejudiciu, deși există, nu mai poți să revii. Deci, practic, acolo scap. Ce a făcut în anii aceștia 10 e greu de demonstrat. N-a fost el, el a venit la televizor. Dar cei care au luat deciziile de au semnat și reducere de salarii și toate celelalte, n-au fost ei să zic că atași pe chestii de genul ăsta. Nu-l văd pe Traian Băsescu, să zicem, să se fi dus Bercea Mondialul cum s-a dus la Fratesu, cu banii să-i pună pe masă. Nu-l văd. Și nu cred că vor exista nici martori sau altceva. În aceste condiții, practic, nu se va întâmpla nimic din acest motiv. Bine, ar fi și o stare de normalitate. Vreau să vă spun, istoria noastră este plină de asemenea evenimente care nu ne făceau cinste. Știți, spuneam într-o ediție trecută că după alegeri, de fiecare dată, opoziția acuza, pe drept cuvânt, de cele mai multe ori, frauda. Dar era o fraudă acceptată pentru că, în momentul când tu veneai la putere, făceai la fel. Însă, vreau să vă spun ca aveam și alte chestii. După ce se termina o guvernare, următoarea îi trimitea peia în fața justiției. Să știți că se întâmpla asta și mi-aduc aminte de un caz în 1876, după guvernarea conservatoare, guvernarea liberală Iche Brătianu, iar cam târât pe, pe toți conservatorii prin justiție. În 1888, la finalul celei mai lungi guvernări din istoria românească, bine, cu întreruperi mici, dar aceeași guvernare Ice Brătianu, deci la 12 ani după, s-a întâmplat același lucru, dar în partea cealaltă. În perioada interbelică s a întâmplat aceste lucruri. Deci avem tradiții și din acest punct de vedere. Cred că ar fi pe undeva o normalitate să încetăm chestiile acestea, răzbunările. A, ești vinovat, ai făcut ceva, cu siguranță să fii tras la răspundere. Și aici vin cu situația apropo de această imunitate. E normal ca președintele, când este în funcție să nu fie afectat de aceste dosare. Dar iată cum a pățit-o și Sarkozy în Franța, după ce n-a mai fost președinte, l-au ajuns din urmă anumite chestii. Poate se vor putea demonstra, adică, să spunem așa, autoritățile, asta însemnând de la DNA, parchete sau cine se mai ocupă de asta, serviciile secrete sau cine se mai ocupă, toate acestea ar putea să demonstreze, să se probeze anumite lucruri. Și atunci. Traian Băsescu ar ajunge primul președinte, să zicem, după gratii, că deja primul premier a fost deja, a avut un sejur sau chiar mai multe, chiar două sejururi la închisoare. Dar mă întorc la partea de interes. Spuneam, pe partea de justiție, clar, urmă, deci va, monitorizarea va rămâne și este întemeiată. Dar nu înțeleg, apropo de acest gen, Faptul de, deci pe foarte mulți nu înțeleg de faptul că vezi, doamne, că integrarea europeană nu e forțată, nu știu ce, ne-a adus numai neajunsuri. Să știți că nu este deloc așa. Și pornim de la faptul de la libertatea de mișcare. Ce erau românii până în 2007 și ce erau după. E adevărat, avem probleme. Știți că englezii au făcut dita mai campania la sfârșitul anului trecut că vin românii, invadează și că o să le ia locurile de muncă. Nu s-a întâmplat acest lucru, ba din contră, au, au ajuns în Anglia mai puțin decât înainte. Dar, problem, și asta e, deci, unul din avantajele enorme, libertatea de mișcare, te poți duce oriunde în Uniunea Europeană. Sunt și alte avantaje. Integrarea în Europa ne obligă, până și faptul că nu mai pot autoritățile noastre să facă ce vor aici în România, trebuie să respectăm o conduită europeană, este fantastic din acest, din acest punct de vedere. Sunt însă și avantaje de alt, de alt gen. Nu puteam să trăim izolați. Economic a fost un recul, dar cu siguranță el se va se va regla deja, a început să se regleze. În societățile noastre, ele care mai sunt, care au făcut față, acum se adaptează și pieței europene, fac față concurenței. Ah, ideal ar fi fost să fie mai bine. Ideal ar fi fost să nu fim o piață de desfacere, dar din nefericire economia noastră așa era la acel moment. Dar cred că partea aceasta s-a rezolvat. Acum după criză, lucrurile par să meargă în direcția în direcția bună. Vă citeam aseară și vă prezentam aseară câteva din datele economice care spun că suntem pe un drum acceptabil, pe un drum bun. Vedeam și astăzi foarte multe în care se vede doar drobul de sare, că ce va fi și nu știu ce. Acum trebuie să trăim în o zi, sau să fim într-o în care să vedem și partea plină a paharului încă o spun. Suntem în campanie electorală și avem tendința să hiperbolizăm de o parte sau de alta, dar a merge doar pe chestia asta de a cânta, știți, era, țineți minte, anii de criză, 2010-2011, Că la televizor, pe toate talk show-urile, pe toate astea, ni se spunea numai cât de rău o să mai fie. Sau cât de rău e și cât de rău o să fie. Deci, practic, toată lumea a trecut într-un pesimism care ne-a costat enorm. Nimeni, deși să știți că unii aveau banii și atunci, iau și acum și nici acum nu fac nimic cu ei. Deci, pesimismul acesta ne-a făcut să nu mai consumăm, să nu mai facem investiții. Practic, noi am intrat în criză și într-o criză psihologică în afară de criza, de criza economică. Cred că aceste lucruri ar trebui să, se, să, nu, mai, să nu se mai întâmple în România. Pe partea cealaltă, integrarea europeană, faptul că facem parte din familia europeană, contează enorm din toate punctele de vedere. Nu mai suntem noi, într-adevăr, dacă în 2007 făceam un sondaj cu integrarea în Europeană, aveam un procent peste 70%. E adevărat, acum românii sunt totuși în jur de 50% cei care susțin integrarea. Să știți că nu ne mai putem vedea rostul decât. decât în Uniunea Europeană. Dar Uniunea Europeană care trebuie să-și regleze puțin lucrurile. Avem acum un comisar european care contează, cum am avut de fapt și pe Dacian Cioloș, e vorba de Rodica Crețu, dar ce vreau și cred că ar trebui să ne lăm să lămurim puțin, puțin lucrurile. În Uniunea Europeană ne ved dezvoltarea ce am fi noi la acest moment, știți că, într-adevăr, am pierdut întreprinderea, am pierdut locuri de muncă. Pe de altă parte, avem varianta fondurilor europene. Vorbeam aseară despre faptul că, iată, am ajuns la 44% rată de absorție pe perioada trecută. E bine și va fi din ce în ce mai bine. Vin banii în România, se fac investiții. Dar toți, absolut toți, trebuie să, să, să înceapă să ar trebui să înceapă să, să și muncească. Da, cred că am făcut o cred că am făcut o greșeală în sensul că trebuie să dau un miel. E vorba de Corina Crețu, nu Rodica Crețu. Am făcut, am luat două personaje total diferite. Îmi cer scuze pentru asta. Dar mergând, mergând mai, de, mai departe, apropo de integrarea europeană, să știți că sunt lucruri care trebuia făcute. Și cred că niciun politician din România, indiferent de ce culoare ar fi fost el, n-ar fi avut curajul să o facă dacă nu era împins de la spate sau cu sabia lui Damocles deasupra capului. Pentru că știți cum e, nu închidem întreprinderea asta că sunt muncitorii, nu facem nu știu ce că nu de acord, nu, nu știu, nu de acord nu știu cine sau o anumită parte a populației. A fost o perioadă dură, o perioadă pe care sper eu și Cred că sperăm toți că am trecut. Dacă am trecut sau nu, rămâne să vedem. Dar, personal, cred că am trecut și că va urma și perioade, perioade mai, mai favorabile. Mergând, mergând mai departe, o să mergem și sunt telespectatori de regulă am văzut SMS-uri vin, intră după emisiune sau vin, vin la emisiunea din reluare, ceea deci, ce îmi dau seama că acum fiind la concurență cu televiziunea, poate ne mai văd telespectatori și la orele serii, mai târziu când nu avem concurență pe alte canale, să spunem așa. Mi se spunea una din sugestii, era să abordăm mai mult și știrile din Gorj, și eventual mi s-a mai sugerat și o variantă mai, o variantă mai amuzantă a unor știri pentru că unele sunt chiar, chiar de râs. O să încep cu una care am mai prezentat-o aici, de fapt cred că în prima emisiune e, un prieten îmi dădea un, un prieten îmi dădea un, un mesaj care m-a amuzat la vremea respectivă și l-am și prezentat, era și pe pe pagina de Facebook a fost a emisiunii. O să încep tot cu el, îl repet, pentru că cineva mi-a cerut să fac acest lucru și uite câteva seri. Ascultați, surori și frați, Badea și Banciu afectați, fiindcă nu s-au așteptat de concurență la ENSAT. Și de apururi beuniști, tot așa și anteniști, îl vor avea ca model pe moderator Cornel. Vor privi seară de seară, de iarnă sau e vară, că publicul recomandă N-SAT din telecomandă. Cred că e interesant, cred că e interesant această, această poezie pe care mi-am asumat-o, mi-a plăcut și din a, trec, cu asta am făcut trecerea de fapt spre știrile din Gorj pentru că sunt niște informații extrem de interesante pe care aș vrea să le comentez astăzi și anume avem o situație o situație cel puțin nu ciudată am aportat-o și aseară altfel și anume s-a făcut, să spunem așa lumea s-a uitat în statistici și a constatat că Gorju Figurează cu peste 17.000 de turiști electorali. La o populație de vreo. adică cei care s-au prezentat la vot, undeva la 150 sau ceva de 150.000 sau ceva de acest gen. Deci, oricum, ar însemna și cu populația drept de vot fiind de undeva la 300.000, deci undeva la 5%, da? ceva de gen. E, vreau să vă spun încă o dată că Gorșul este un județ rural. Nu e vorba de turiști, în sensul adevărat al cuvântului, poate au fost și aceștia în Gorș, de-a Domnul să vină cât mai mulți, dar o explicație este că foarte mulți dintre târgujieni, dintre motreni sau ceva, au votat în mediul rural pe unde au case pe la țară. Asta nu exclude ca pe lista suplimentară să se fi strecurat și alții, rămâne ca autoritățile să cerceteze, mai ales că, atenție, suntem pe locul 13 la nivel național în, la acest capitol. Un loc cu tocmai din acest motiv, cred că ar trebui, ar trebui ca autoritățile să cerceteze. Și pentru că tot vorbim de știrile, să spunem așa, cu conotație juridică, E, o să aflăm o chestie, știți că vă spuneam noi la un moment dat despre prim, fostul primar din Săcelu care tocmai dădusă cu mașina din nou la nu știu câte, al câtele accident, făcuse un accident, iar intrase într-o plantație de pom pe la Câmpul Mare sau fosta plantație de pom. E, vreau să vă spun că aflăm astăzi din presa locală conducerea primăriei Săcelu, intenț... bine, conducerea primăriei Săcelu. Deci formularea, cine, corectorul a fost liber probabilieri ieri. Conducerea primăriei Săcelu intenționează să-i facă o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii, judecătoarei Elena Dafinescu, președintele judecătorii Novaci, după ce magistrata i-a dat luni o sentință mult prea blândă și inexplicabilă lui Ion Voica, fost, am citat, a fost, fost din local recidivist trimis în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Magistrata se pare aceeași care l-a judecat pe fond pe Voica și pentru ucidere din culpă, faptă pentru care a primit în final un an și 10 luni de închisoare cu suspendare, i-a dat fostului primar 2 ani de închisoare cu executare, după care, -a, după care a completat sentința cu o suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 5 ani de zile. Judecătoarea cărei locuință ar fi fost reabilitată cu ani în urmă de firma lui Ion Voica a considerat astfel că, deși a fost acuzat de mai multe fapte și mai are o condamnare la activ, inculpatul merită încă o porție de libertate. Nu mai citesc mai mult, în esență cam asta este informația, dar am două observații. Dacă e adevărat, dacă e adevărat, judecătoarea respectivă ar trebui să aibă o problemă. Dar acum mă gândesc ce treabă are copita vacii cu ștampila la primăriei. Adică este, face o plângere de genul acesta, să zicem, în numele unui primar, în numele unui funcționar sau cineva care este parte în acest lucru, dar nu tu ca instituție. Părerea mea. Deci, e adevărat, a fost primar al Comunii Săcelu, nu contează asta. Deci, atenție, tu ca instituție, că dacă a aflat presa, cu siguranță este o poziție oficială. Deci, în aceste condiții, foarte, sau intenționează să. Da, fac eu ca primar, fac eu ca și consilier, fac eu ca Dușman al voi, ca să zicem, sau ceva, sau al Dar faptul că uh, conducerea primăriei uh, se gândește să, mi se pare o forțare. E adevărat, nu mă, nu mă refer la. Ba din contra, aflăm din acel material că primăria Săcelul a contactat un avocat uh, și tot așa. Deci, dacă lucrurile sunt adevărate, și bănuiesc că nici ei nu erau nebuni să facă aceeași chestie este dacă nu știau ceva adevărat e cu dus și întors. Până la urmă, CSM-ul poate să cerceteze și e bine să cerceteze, dar instituțiile nu se prea sesizează de acest gen. Deci trebuie să ne învățăm ca o instituție să nu comenteze o decizie a justiției, indiferent care e. Deci cum nici presa sau alte instituții n-ar trebui să comentăm în sensul clasic, să punem uh, la îndoială integritatea unui judecător, decât în momentul când avem dovezi. Dacă aceste dovezi există și CSM-ul să le găsească, bineînțeles, nu avem nimic împotrivă ca să se ia și, să se ia și măsuri. E, vreau să vă spun apropo de știri mai comice, mai interesante, deci eu vreau să vă spun că pe mine mă distrează o știre. Întâi o citesc și dumneavoastră și apoi știți că a mai apărut în zilele acestea în presă. deci, Deși Colegiul Medicilor din România a făcut public printr-un comunicat de presă că din 31 octombrie 2014 Colegiul Medicilor Gorj are o conducere interimară la Târgu acest for are în frunte aceiași oameni. Mai exact aceiași 13 oameni, adică pe Ana Băleanu, președinte, aceeași vicepreședință, același secretar și aceiași membri care și-au pierdut scaunele prin hotărârea în altei curți de casație și zise de acum o săptămână, care a anulat alegerile din 2011. Deci atenție, niște alegeri din 2011 au fost anulate în 2014. Reprezentanții Colegiului Medicilor Gorș susțin că nici nu s-a operat nicio modificare, până încă nu știu de comunicatul Colegiului Medicilor din România, care anunță aici o conducere interimară. Reamintim că alegerea acestor persoane din fruntea Colegiului Medicilor Gorș este nulă, acum organismul pregătindu-se de noi alegeri impuse de instanța de judecată. Bun, să zicem că s-a întâmplat ceva în 2011, da? Bun, dar conducerea aceasta a funcționat din 2011 până în 2014, care spuneam noi într-o seară, e cam o problemă. În sensul că toate actele luate de acea instituție, cam nu le de drept la acest moment. Dar asta n-ar fi totul. Putem să avem situația în care actuala conducere care. Se pare că e nulă, din punct de vedere juridic, cel puțin așa spune Colegiului, Colegiul Medicilor București, să fie uh, aleasă din nou. Și bănuiesc că sunt oameni de toată stima, deci bănuiesc că pot să fie să candideze din nou și să fie aleși. Atunci, cum stăm? O altă problemă pentru justiție, nu? Bun. Acest colegiu al medicilor, însă, la nivel de țară, are o mare problemă. Și are o mare problemă, nu mă refer că e sindicatul mascat al medicilor și e apără de fiecare dată. Nu, asta e. am mai vorbit de ei și asta e. Da, problema e că este condus de asta răstoaie rectorul universității din ea și medicină din ea sau ceva de acest gen și el e cam incompatibil. Trebuia să fie înlăturat din funcție, dar n-a plecat din nicio funcție publică ba din contră, a avut și proiecte europene și toate celelalte și deocamdată stă bine, mersi, adică cel puțin l-am mai văzut pe la televizor, ceea ce înseamnă că n-a fost schimbat din funcție. Deci, Colegiul medicului e obișnuit să fie cel puțin la nivel național, de ce ne mai mirăm la nivel local, pentru că este clar că dacă la nivel național sunt probleme, cu siguranță ele pot fi și la nivel uh, și, el, la, și la nivel local. Uh, Mergând mai departe pe firul evenimentelor din Gorj, ne-au atras atenția și alte știri, unele mai, puțin, unele mai puțin, plăcute. Mă gândesc aici la ce s-a descoperit la Bolboș și vom vedea în zilele următoare ce a fost acolo, de, dacă acele rămășițe de umane descoperite într-o pădure din Bolboș sunt la cine cred să pentru că atenție uh, au venit sătenii au venit și cu varianta cine ar fi o persoană dispărită cu, cu mulți ani în urmă. Mai aflăm deja că uh, a existat un gorjan de al nostru prins uh, prins băut la volan, dar și faptul că gorgenii aflați în căutarea unui lor de muncă că se pot, se pot înscrie la, pentru a participa la o selecție națională pentru locuri de muncă în agricultură, lucru care nu le strică, așa că uh, mai aflăm, de exemplu, că DSP-ul de data la spune că sunt uh, 1175 de persoane s-au îmbolnăvit doar în ultima săptămână. Păi e vremea guturaiului, uh, și atenție, ne mai spune o altă informație venită tot dinspre DSP. Răceala nu se tratează cu antibiotice. Așa. Și tot apropo de știrile medicale: 630 de gorjeni s-au ales cu infecții intraspitalicești. Și aici cred că avem o mare problemă. Poate se merge prin anumite spitale din gorj chiar și pe aici, prin buricul târgului, că de multe ori e o mizerie cam mare și aici nu s-a prea rezolvat mare lucru, cel puțin până acum, deși se vede clar o schimbare față de perioada anilor trecuți. Față de perioada managementului privat cu care ne fericiseră, acum e foarte bine, dar eu zic că e loc de și mai bine dacă toată lumea își face datoria suntem la mijlocul săptămânii practic și vedem că sunt, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și ne afectează și pe noi și pe agricultorii din Gorj, dar și pe agricultorii din țară e afectat anul acesta un lucru peste 6% din producția de grâu din acest an a fost mâncată de șoareci, pagubele fiind estimate la 40 de milioane de euro. O sumă, spune președintele Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din România. El spune că numărul șoarecilor a crescut exponențial în ultimul an pentru că autoritățile române au interzis de ratizările pe motiv că produsele folosite de către fermierii români nu sunt omologate în Uniunea Europeană. Potrivit calculului acestuia, din producția de 6,8 milioane de tone de riu, peste 400.000 de tone au fost mâncate de șoareci, provocând pierderi de aproximativ 40 de milioane de euro. Deci, de fapt, de ce am prezentat această știre? Faptul, avem la acest moment unele produse din România care sunt ecologice până la urmă, nu mai intră în categoria celor ecologice că folosim acel azot la început de cultură. În cazul de aici, nu s-a putut folosi, să zicem, acele substanțe de deratizare, că vezi, doamne, afecta producția, calitatea producției odată și n-ar fi nici omologate. De deci, dacă luai o travă din Occident mai scumpă și mai multă, nu mai era nicio problemă, nu afecta pe nimeni. Deci, cred că ar trebui să ne trezim din acest punct de vedere până nu vin și oareci, și mai mult pentru că acei și oarece atenție știți ce e prin subsolul blocului și din Târgu Jiu și de peste tot. O deratizare de asemenea amploare cred că ar fi necesară și la nivelul blocurilor din Târgu Jiu, mai ales în contextul acestor lucrări care se torc fac în ultima perioadă și se vor mai face și în și în, perioada, în perioada următoare. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar nu putem să nu vorbim și de alte, de alte știri care ne afectează viața, cum am mai spus. Una dintre ele se referă la faptul că Dan Voiculescu, celebru magnat media, spune că am auzit că este în derulare o acțiune pentru grațierea mea, la cererea cetățenilor. Apreciez gestul, dar îi rog să nu o facă. Acum depinde, știți, mai țineți minte atunci, acum câteva săptămâni, acum câteva luni, bagă candidează nu știu ce ziarist de la Antena 3 la prezidențiale, toate au fost niște zvonuri, fac parte dintr-un război informațional de campanie electorală. Dar, la fel, rămâne de văzut dacă se va concretiza într-un fel sau altul după ce se va întâmpla aceste, deci după ce se va trece și turul, și turul 2. Uh, pentru că trebuie să mai spunem și încheiem cu o știre din domeniul, din domeniul sportului. Echipa națională a României va avea meci săptămâna viitoare, are o problemă cu atacanții, sunt foarte mulți accidentați. Un atacant care ne-a salvat în meciul din Finlanda și care avea mari șanse să joace, e vorba de Rusescu, jucătorul echipei Steaua nu poate juca pentru că el va fi la acest moment va suferi o operație la ochi un milimetru dacă era mai încolo o lovitură primită de la jucătorul Gabi Mureșan de la ASEA Târgu Mureș fotbalistul ar fi rămas fără ar fi rămas fără ochi deci dintr-un banal meci de fotbal ar fi fost rănit pe viață Gabi Mureșan cel care a făcut acest lucru, spune iese la atac în presa de astăzi după pentru că a luat o suspendare record și zice, e mâna lui Argăseală nu o să stau să mă facă praf toți steliștii adică să înțeleg că jucătorul respectiv va mai face o victimă în momentul când va reveni pe teren o asemenea declarație mi se pare cel puțin deplasată este vinovat și trebuie să suporte consecințele până la urmă nu văd care ar fi problema în sensul, care a fost problema să suporte consecințe dacă îl rănea într-un meci de fotbal, îl rănea capital. Sunt multe alte lucruri, am vorbit și de gorj, am vorbit și de țară, ne întâlnim și mâine seară să dezbatem lucrurile care se află în actualitatea imediată sau mai îndepărtată. Mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Gigi Vasile după ora 20. La revedere.